Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, suntem la cea de-a 10-a și ultima lecție din tematica Părinții creștini, educația pentru căsătorie. Plecarea din casa părintească prin căsătorie este finalitatea educației. Un proces întreg, început în perioada prenatală, se sfârșește odată cu dreptul copiilor noștri de a fi și ei părinți. Dar atunci când sfârșește rolul nostru, începe rolul lor ca părinți. La acest prag, cred că este important să ne aducem aminte de principiul semănatului și seceratului. Noi, a căror copiii se căsătoresc, secerăm și ei încep să semene. Exemplul nostru poate fi pentru ei un bun exemplu sau un altul negativ. De aceea să nu uităm scrisele Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, versetul 7, care cu siguranță sunt valabile și în această privință. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Trebuie totodată să le spunem copiilor noștri cum să se căsătorească bine. Asta nu înseamnă neapărat că o să ne și asculte. Dar tocmai de aceea trebuie să-i învățăm și cum să procedeze când vor apărea probleme. Cele scrise de Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 7, sunt sfaturi și pentru perioada dinaintea căsătoriei sau pentru a nu face sau a ști cum să faci pasul și pentru cele ce se pot întâmpla după aceea. Iată ce scria el de la versetul 1. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, deci ei au cerut întrebări cu privire la problemele de familie. Eu cred, și a spus în continuare, concepția sa. Citesc de la versetul 7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Și lor însurașii vădurile spun că este mai bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să căsătorească, pentru că este mai bine să căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevastă să nu se despartă de bărbat. El a spus acestea în contextul problemelor de atunci, așa cum zice și de la versetul 27, ești legat de o nevastă, nu căuta să fii deslegat, nu ești legat de nevastă, nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești, dacă fecioara se mărită, nu păcătuiești, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Cred că este ora adevărului la care trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ca unii care am primit harul de la Dumnezeu ca părinți să învățăm și autoritatea, să spunem ce este bine și ce este rău. Asta în condiția că părinții sunt în voia Domnului și înțeleg lucrările și planurile Lui. Dacă noi ne comportăm bine și ei în vremea aceasta se raportează înțelept la sfaturile primite, și viitorul lor, ca și al nostru, poate fi unul bun. Dacă nu, fericirea sau nefericirea este pentru ambele tabere, pentru ambele generații. Îmi relata cineva un caz din Rusia, în care a vorbit despre o familie cu 4 copii. Bătrânii au rămas la țară, au avut gospodărie, copiii s-au mutat la oraș, aveau fiecare situația lor. După câțiva ani, soțul din familia părinților a decedat. A rămas sora o vreme
adică femeia, nu sora, că din cât știu eu nu era o familie credincioasă, așa ceva la credincioși n-ar trebui să se întâmple. A rămas singură și când n-am mai putut să descurce, băieții au propus să vândă gospodăria și să se mute la unul dintre ei. Mai mulți dintre ei și-au oferit serviciile pentru a o îngriji. Ea a povestit aceasta cu vecinii, cu prietenii din sat și cineva a sfătuit-o să nu se încreadă la copii. Ea nici vorbă să accepte o asemenea temere. Totuși, fiindcă cei de lângă ea au insistat și cineva i-a dat un plan concret cum să facă, după ce și-a vândut gospodăria, a pus banii bine, a vorbit cu copiii care urmau să o aștepte în gară, dar ea când s-a dat jos din tren, se va uita de mama focului că i s-au furat toți banii și ea nu mai are nimic pe viața ei. Copiii care o așteptau, dându-și seama că nu rămâne nimic în urmă, unul dintre ei a zis, stai aici, mamă, că vine sora mea. Când a venit sora și a auzit-o cum se plânge, mă așteaptă că și frate meu vine. Să vedem la care te duci prima dată. Și a rămas până seara în gară. Și a dat seama că sfatul vecinilor a avut de-a face cu niște realități. Ea însă totuși mai avea resurse, avea banii puși bine, și s-a orientat pe lângă o familie îngrijind de o fetiță de 4-5 ani. Ca să aibă și unde sta până una altă, până va vedea ce să facă și totodată mai avea un venit. Oricum, era întreținută. Ce s-a întâmplat în continuare? A rămas în acea familie pentru câteva luni și a urmat o aniversare a fetiței de care îngrijea. Cu o masă la care urmau să fie invitați mai mulți colegi, prieteni, și spre surprinderea bătrânei din poveste, printre invitați erau și doi sau trei dintre copiii ei. Văzând aceasta, ea a cerut părinților fetiței să rămână numai în bucătărie, să nu se arate. Da, numai că fetița n-a vrut să stea la masă până nu vine și mama mare. Aceștia au insistat, bătrânica a venit față în față cu copiii ei care uitaseră de ea. Și când toți au dat darurile la fetiță cu ocazia aniversării, bătrânica a spus următoarele. Și eu am avut copii, dar au uitat de mine. Am fost bună până am avut ce să le dau. Nici eu n-am știut cum să mă ocup de ei. Acum azi bătrână, am încercat să mai investesc ce-i bine în fetița aceasta, care ține mai mult la mine și iată eu la ea decât am făcut eu cu copiii și ei cu mine. De aceea, averea, sau mai exact banii de pe avere, îi dau acestei fetițe și acestei familii care a îngrijit de mine. Vă las pe dumneavoastră să gândiți singuri cum a fost inima copiilor. După înțelegerea mea, spus pe scurt, a greșit și ea, au greșit și ei. Numai că în ambele situații era prea târziu. În acele situații unde nu-i prea târziu, Domnul să ne dea har. Ca atunci când copiii noștri se vor căsători, să știm ce avem de făcut și să știe și ei cum să procedeze. Amin. Dar să observăm câteva principii pentru educația copiilor în vremea căsătoriei, cât sunt încă în casa părintească. Trebuie să le prezentăm o viziune sănătoasă, naturală, corectă despre familie, despre sexe, despre generații. Adică să aibă o imagine frumoasă despre ceea ce este un tată, respectiv o mamă, despre ceea ce sunt părinții, copiii, bunicii, nepoții. Dacă nu vom vorbi tinerilor ajunși la maturitate frumos despre părinții noștri sau despre partenerul nostru,
ei pot să pornească în viață cu un handicap. De exemplu, un tânăr care a auzit pe tata spunând de nu știu câte ori, femeile, să nu te încrezi la ele, vorba română, la câini, la cal și la femeie, să nu te încrezi, se va căsători cu o privire din start vinovată. La rândul lor și femeile pot să greșească. Și o femeie nefericită care nu s-a înțeles poate nici cu bărbatul, nici cu soacra, că amândoi au fost pe una și ea crede că a fost exploatată din două părți, va vorbi fetei ei despre bărbați ca despre stăpâni de sclavi, care vor doar să beneficieze de pe seama femeii și atât ai bună femeie cât e sănătoasă. Și apoi uită de ea. Dar dacă se va vorbi frumos și se va vedea aceasta în familie, ei pot să pornească în viață cu un concept sănătos. Nu doar cu o explozie naturală de dragoste bazată pe dorința de împerechere. Nici, cum zice în 1 Corinteni, capitolul 7, doar așa în virtutea faptului că trece vremea. Și dacă nu se căsătorește, trece de floarea vârstei, zâmbesc alții pe seama ei că a rămas fată bătrână. O privire normală, cu respect, de la străbuniși, dacă trăiesc până la ultimul bebelaș, respect față de copii, față de orice membru al familiei, va crea pentru cei care urmează să căsătorească plăcere și pasiune pentru ceea ce urmează. Iată ce vorbește înțeleptul despre familie, versete care sunt ca și o imagine a membrilor familiei, Proverbe 16, versetul 31. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii, deci respectul față de bătrâni, care și ei au fost tineri cândva. 17:6. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor, deci fiecare dând cinste celuilalt. Asta e valabil nu doar în biserică, ci în primul rând în familie. Și tot din Proverbe 23:22, ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. În anumite situații, cei care sunt în dublă postură de părinți și copii, neîngrijind de părinții lor bătrâni, vor fi prin atitudinea lor un preambul, vor prefața o atitudine vinovată a celor care proaspăt urmează să se căsătorească în raport cu ei când și ei vor îmbătrâni. Va fi ca în povestea aceea când fiul a dus pe tatăl până la un răzor și bătrânul a zis, lasă-mă aici că până aici am tras și eu pe tata numai. Nu l-am aruncat până în fundul părăului. Deci respectul în familie va fi baza, primul punct pentru educația copiilor în vederea căsătoriei. Noi avem profețit în 1 Timotei capitolul 4 că în vremea din urmă, sub diverse forme, oamenii vor disprețui familia. Apostolul spunea că aceasta este o învățătură a demonilor, ei opresc căsătoria. Au fost tentații și în primele veacuri, când unii au pus accent prea mare pe viața monahală și au sfătuit pe tineri să se călugărească. Apostolul Pavel a spus clar, fiecare are darul lui, deci să nu forțăm pe cineva nici să se căsătorească, dar nici să-i interzicem sau să-i amânăm vremea căsătoriei. Pentru că tot aici spune în capitolul 5, versetele 4, 8 și 16, dacă văd oare copii sau nepoți de la copiii aceștia se deprinde să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor, să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deci, un tânăr trebuie să fie învățat să aibă grijă de bunicul lui,
care acesta la rândul lui îl va învăța și se va ruga pentru el. Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute. Deci trebuie să îi învățăm că în familie jucăm roluri care se schimbă. Mai întâi jucăm rolul de copil. Asta este o vreme. Vom juca apoi rolul de părinte. Și dacă Dumnezeu ne ține în viață, vom juca și rolul de bunic. Apoi sunt roluri specifice. Băieții trebuie educați. Dacă vor auzi numai la nuntă că bărbatul trebuie să-și iubească nevasta, dar până atunci părinții nu i-au spus asta ca băiat, va fi cam târziu. Dacă fata n-a fost învățată supunerea încă din casa părintească, îi va fi foarte greu să o facă după ce se mărită. Dacă n-a fost învățată să aibă grijă de bunicilor înainte de a se căsători, puțin probabil să îngrijească după aceea, fiindcă se mai adaugă încă 4 bunici dacă trăiesc. Și dacă n-a putut îngriji de maxim 4, cum va îngriji de 8? Poate după aceea. Ferici de cei care au o familie sănătoasă și concepte bune. Iar dacă sunt situații unde familiile sunt împărțite și nu sunt toți un exemplu favorabil, să evidențiem ce este bine și să specificăm ce este rău, pentru ca să se poate face diferența aceasta și ei să lepede răul și să urmeze binele în continuare. Un alt aspect legat de educația înainte de căsătorie este cel al necesității auto-întreținerii, ceea ce trebuie dovedit înainte de căsătorie. În mod special un băiat, dacă nu are servici și nu poate să-și întrețină viața, nu poate fi îndemnat de părinți să ia legătura cu vreo fată în vederea căsătoriei. Asta e valabil și pentru fete, dacă este încă școlăriță, fie ea și ea liceu, excepție clasa a 12 sau dacă vrea să abandoneze școala. Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor. Dar și o asemenea fată înseamnă că deja știe să facă mâncare, să se descurce în toate lucrurile care țin de menaj. Comoara de preț a unui tânăr, zestrea pentru nuntă, e munca. Iacov, când a plecat în Padan Aram, n-a dus avere de la tatăl său. Averea a primit-o când a murit Isaac. Și așa se întâmplă în general. Numai fiul risipitor cere partea de avere înainte și păcat că și-o consumă pe când ar avea nevoie de ea. Asta înseamnă că un tânăr trebuie să muncească. Poate va porni vorba românului de la lingură și furculiță. Dar fiecare tânăr ar trebui să dea o probă de muncă, așa ca Iacov. Mai puțin de 7 ani. S-ar căsători prea târziu. Dar Iacov a dovedit din plin că e un bărbat ce își merită dreptul de soț. El declara, citesc din Cartea Genesei, despre munca lui înainte și în primii ani de căsătorie, citesc din capitolul 30, versetul 29, Iacov a răspuns, știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine? Căci puținul pe care l-avea netevinirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro a mersi eu acum. Când am să muncești pentru casa mea? Și capitolul următor, 31, de la versetul 40, ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de fric și îmi fugea somnul de pe ochi. Iată, 20 de ani am stat în casa ta și ți-am slujit 14 ani pentru cele 2 fete ale tale și 6 ani pentru turma ta și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Atunci se dovedește că un băiat e bun să fie bărbat când poate să muncească și la un patron rău și care nu plătește întotdeauna bine, așa ca la ban. Dar unul care fuge de muncă și tot nu-și găsește locul potrivit, atunci mă îndoiesc că o să-și găsească nevasta potrivită. În Proverbe, capitolul 12, versetul 27, este scris ceea ce aminteam. Leneșul nu-și frige vânatul. Deci chiar dacă ar prinde un animal pe care nu l-a crescut el,
Tot nu-i star nici măcar să-l gătească. Dar comoara de preț a unui om este munca. Deci orice om care știe să muncească are deja o comoară. În al treilea rând, trebuie să insistăm ca tinerii noștri să se lupte pentru puritatea morală într-o lume fără reguli morale. De aceea trebuie să-i ferim, să-i călăuzim, să le explicăm, să abordăm problemele de ordin sexual cu ei la vreme potrivită. Cartea Proverbele, capitolele 5-7, are multe învățături. Toate aceste capitole încep cu expresia fiule. Știți că Proverbele sunt în mod special o carte pentru tineri. Aici e vorba și de muncă, dar despre asta am vorbit deja. Mă opresc acum la aspectele morale. Capitolul 5 de la versetul 1. Fiul, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință, căci buzele femeii străine strecoară miere. Și câți tineri, băieți sau fete, au fost îndulciți și apoi amărâți până în adâncul măruntaielor. Zice tot aici în capitolul 5 de la versetul 7. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Ca nu cumva, versetul 12, să zici, și unii au ajuns să zic. Chiar zilele acestea, îmi spunea mie un frate, soției un altul într-un alt caz, dacă aș fi să o mai iau de la început, aș proceda altfel. Le voi spune tinerilor, numai că unii își compromit în așa fel tinerețea de... Numai așa, în privat, dacă mai pot să spună că și dacă au fi avut vreo chemare la slujbă, nu mai pot să fie folosiți? Ca nu cumva să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrare? Cum am putut să nascul glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Deci e necesar să-i învățăm, să nu-i batem prea tare la cap, căci adolescenții și tinerii nu suportă o lecție lungă, o dată, așa ședințe brainstorming, așa scurte, ca și cartea Proverbelor trebuie să fie sfaturile. Că dacă le ținem un sfat cât cartea profetului Isaia, nu ne vor asculta cu plăcere. Dar e nevoie să insistăm, să-i călăuzim, să-i urmărim. Pentru că altfel riscăm să-i scăpăm în prietenii premature și când se îndrăgostesc, mai cu seamă, în vremea adolescenței, așa greu sunt de deslipit, deși lipiturile astea se pot deslipi fără urme, numai că sunt încleștați bine. Și dacă își permit și sărutări sau alte atingeri, pericolul este cu atât mai mare. De aceea cred că trebuie părinții să fie atenți la telefoanele copiilor, la prieteniile lor sau dacă unii au acces la internet, la adresele lor. Dar ce este mai frumos decât toate acestea, fiindcă nu prin control pot fi controlate cel mai bine lucrurile, ci printr-o relație bună despre care am vorbit în lecțiile anterioare. Bine ar fi să se mărturisească băiatul și fata, să fugă acasă așa ca Rebeca și Rahela și să spună la tata că cineva i-a bătut un apropo de căsătorie sau la mama. Rebeca a spus la tata, Rahela la... Una la mama, Rebeca și Rahela la tata. De asemenea, în perioada aceasta, tot legat de acest domeniu, trebuie să încurajăm. Poate unii nu se vor căsători. Și să nu creadă că este o catastrofă dacă întârzi căsătoria sau dacă chiar nu se vor căsători niciodată. În cartea profetului Isaia, capitolul 56, versetele 3-5, este scris că famenii pot să aibă o poziție mai înaltă decât familiștii în lucrarea și în casa Domnului. Famenul să nu zic, iată, eu sunt un copac uscat, căci așa vorbește Domnul, famenii care vor păzi sabatele mele și care vor alege ce este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va uita. Deci iată, o favoare.
Sau sfaturile Apostolului Pavel din 1 Corinteni capitolul 7 sunt perfect valabile. Citesc de la versetul 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Băieților, cine nu este însurat se îngrijește lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Spunea un tânăr, acum mă duc liniștit în misiune, dar după ce o să mă însor, orarul se aglomerează. Dar cine este însurat se îngrijește lucrurile lumii cum să placă nevestei. Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. V-ați dus în misiune fetelor în Oltenia când ați vrut, cu samaritenii, vă duce și miercuri, vă duce și sâmbătă, după ce o să vă măritați, o să vină alții la voi, sau altele. Se schimbă orarul. Deci nu este o tragedie ca cineva încă să rămână băiat sau fată. Versetul 15 adeverește din plin aceasta. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Sau versetul 37, dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slob, o să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face, și cine nu o mărită, mai bine face. De asta nu pot să decidă părinții în mod absolut. Aici scrie despre niște nevoi, despre o hotărâre, adică despre opțiunea fiecăruia. Deci noi vrem să învățăm ce este căsătoria, dar dacă întârzie să se căsătorească, fiindcă așa este rânduit de Domnul, pentru unii mai degrabă, pentru alții mai târziu, nu este asta o tragedie. Atenție însă la prieteniile dintre familii. Știți că prietenii dumneavoastră de familie vor fi viitorii cuscri? Faceți, vă rog, puțin istoric și veți vedea că în unele situații, familiile la care ne-am dus și care au venit la noi, au făcut ca și noi și ei să ne asemănăm, să ne apropiem și în timp copiii noștri să poată lega prietenii. Și nu orice relație este bună. Amintiți-vă de cazul Iosafat și Ahab. Știți ce evlavios a fost Iosafat? Și cum prin el Dumnezeu a adus o înviorare spirituală în toată țara? În schimb, Ahab și în mod deosebit Izabela, soția lui, au fost foarte porniți la rău. Și totuși s-au încuscrit. Au stat la masă împreună, s-au dus la război amândoi și generația următoare, prin căsătorie, a fost total compromis. De aceea, fiți atenți. Întotdeauna când aveți prieteni o anumită familie, luați în calcul și o posibilă căsătorie cu copiii din acea familie. Nu este neapărat o regulă, este o posibilitate. Aici să nu uităm de sfatul Apostolului în Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci chiar dacă n-ar fi să se căsătorească copiii noștri, totuși, dacă mergem unii la alții, nu vi s-a întâmplat să vă duceți cu copiii la o altă familie și acolo copiii să aibă desene animate de toate felurile, deși eu nu recomand desene animate de niciun fel, sunt lucruri nenaturale și nesănătoase. Și chiar copiii să vă întrebe, nu mai mergem la familia cu tare? Și rămân efecte. Să nu așteptăm copiii să ne formeze sau să ne dea indicații cu cine să fim prieteni. Asta trebuie să decidem noi părinții, în mod special gândindu-ne la vremea când copiii noștri vor fi mari. Tot în ce privește căsătoria și perioada premaritală, înțelegeți cu copiii dumneavoastră în ce privește căsătoria. Nu mai este ca în Vechiul Testament să decidem noi cine și cu cine se căsătorește. Mai degrabă, copiii ne informează cu cine se vor căsători,
Dar asta nu înseamnă că ei o vor face fără noi. Nici nu le recomandăm așa ceva. Noi nu le vom impune. Dar asistența sau consilierea părinților este binevenită. Și mai presus de toate acestea, părinții și copiii împreună trebuie să ceară sfat de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, poate să dea lumină pentru ca să fie căsătorii în Domnul, cu voia Domnului. Pot greși deopotrivă și părinții și copiii. Părinții nu știu dacă chiar se uită să fie fata frumoasă. Poate părinții, gândindu-se cât de greu i-au tras ei până și-au făcut casă, se gândesc dacă are casă. Tinerii nu se gândesc la casă, că până au fost la tata n-au stat pe chirie, ei se gândesc cât de frumoasă e fata. Și uite așa, o slăbiciune de la părinți, una de la copii și se poate întâmpla o nenorocire. Că nu neapărat cine are casă de la început o să aibă și o familie bună. O familie bună e formată pe alte principii. Casa se poate face după aceea, fundația să fie bună. Mă refer, în mod simbolic vorbind, să fie o bază sănătoasă. De aceea, Dumnezeu să ne dea har să ne vedem copiii căsătoriți în casa Domnului și în voia Domnului. Iată două exemple din Scriptură care ne pot ajuta. Deschideți, vă rog, la Judecător, capitolul 1, unde avem pe Caleb, poate și soția lui a fost în același ton, nu știm exact, nu este scris, Odniel, ginere lui, și Axa, fata. Scrie aici, de la versetul 12, Caleb a zis, voi da pe fiica mea Axa de nevastă cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Axa. Aici Caleb a predat ștafeta fără a coborî ștacheta. Repet, a predat ștafeta fără a coborî ștacheta. Pentru că adesea de la o generație la alta se coboră standardul. El a fost un războinic și la bătrânețe și a zis, vreau un ginere războinic. Să spună tata, draga mamei, eu vreau ca ginerele să fie pocăit ca noi, dacă se poate și mai. Caleb n-a fost conducătorul țării, Odniel a fost. Fata a fost de acord și se pare că s-a înțeles bine cu Odniel, drept dovadă că el a ajuns conducător în Israel. Dar chiar și aici, scrie de la versetul 14, când a intrat ea la Odniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogorât de pe măgar și Caleb a zis, ce vrei? I-a răspuns, dă-mi un dar, că și mi-a dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Iată că și părinții au venit cu oferta lor materială, vorba înțeleptului, casa și averea în parte vin de la părinți, dar și tinerii au dat dovadă că știu cum să se lupte și să fie o familie bună. Și tot aici scrie în capitolul 3, de la versetul 9, copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit. Pe Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, probabil trecuseră câțiva ani de la momentul nunții, Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Țara a avut odihnă 40 de ani, până când Odniel, fiul lui Kenaz, a murit. Deci, Odniel a fost sub prezența și puterea călăuzitoare a Domnului. Pentru că mai avem tineri care se luptă și ei. Acum frontul e pe la amvon pentru unii și prin misiune. Și dacă vor și o fată, joacă și rolul lui Odniel. Nu uitați, Odniel și-a jucat marele rol după căsătorie, nu înainte. Înainte a fost doar o primă etapă care l-a dovedit ce este. După aceea a fost arătată deplina lui capacitate. Este o tragedie. Să auzi despre un băiat sau o fată că părea pocăit și promițător până la nuntă și după aceea nici nu mai vin la adunare.
să se lase de pocăit, să-și bată nevasta, să-și trădeze bărbatul. Ceva mai dureros nici nu există. Pentru că s-a dat un angajament pentru toată viața. Domnul să ne păzească copiii. Un alt exemplu este al lui Iosif din cartea Genesa, capitolul 39, unde observăm că o activitate a unui tânăr și o relație bună cu Domnul a fost o barieră puternică pentru imoralitate. Iosif n-a fost numai un sfânt, a fost un om harnic, un bun administrator. Raportându-mă la vremea aceasta, ar spune că Iosif avea deja o carieră profesională, s-a dovedit a fi un bun muncitor, un bun manager, un bun administrator. Și pentru că avea o bună relație cu Domnul, a fost ferit de imoralitate. Știți provocările insistente ale soției lui Potifar. Faptul acesta se poate întâmpla și în cazul fetelor. Să avem o fată care este capabilă, le excludem din start pe cele leneșe, și imediat urcă în plan profesional, ajunge, știu eu, într-o anumită funcție la o firmă și este ispitit. Foarte frecvent, fie băiat, fie fată. Un frate îmi povestea cu durere despre fiul lui care și-a abandonat soția, deși amândoi erau într-o poziție socială și profesională deosebit. O tragedie. Pentru că numai o bună relație cu Domnul poate să păzească tinerii noștri și apoi pe cei căsătoriți de cursa imoralității. Care sunt slabi în cele sfinte, cedează treptat. Aici trebuie să respectăm rețeta sfântă, fugi. Citeam despre un caz în care, într-o familie tânără, soțul lucra împreună cu o altă femeie tânără care s-a înțeles rău cu bărbatul și până la urmă a divorțat. Și el a vrut să facă pe duhovnicul. A rămas după orele de servici să o consilieze, i-a spus asta soției și ea, nepricepută, că doar a zis ea, nu-i geloasă, a acceptat, respectivul a consiliat-o, dar doamna aceea a avut nevoie de o așa consiliere să-i fie șterse lacrimile. Și când s-a ajuns la atingeri, focul și-a făcut misiunea și i-a ars. Pentru că numai o bună relație cu Domnul ne poate păstra reci față de alții și calzi în familie. Iosif a dovedit din plin putere. Pentru că s-a temut de Domnul, zice aici în capitolul 39, versetul 9, sunt spusele lui, cum aș putea să fac un rău atât de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Nu-mi permit așa ceva. Nu avea nevastă, nu avea părinți, nu știa dacă se va mai întâlni cu ei din postura aceea. Pentru Domnul n-a vrut să o fac. Trecem la capitolul 2, educația în ghilimele am pus asta, după căsătorie. Nu normal se încheie, dar ca părinți mai putem indirect și de la distanță să mai facem câte ceva. Pentru că și copiii pleacă din familia părintească, dar nu pot pleca din inima părinților. Iată și aici câteva principii. Acceptă schimbările care apar în mod normal, natural, din inițiativa copiilor. Scriptura este foarte dreaptă, Genesa capitolul 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Nu părinții lasă, copiii iau această decizie. Și ea este foarte naturală și fără părere de rău. Așa de liniștit pleacă băiatul de la tata și fata de la mama. Pentru că există o altă atracție, mult mai puternică. Se desprinde ca un fruct copt și cade pentru a se constitui într-o sămânță pentru un alt pom. Este o nouă generație. Aici se impune să fim drepți și corecți față de nurori, față de gineri. Ei de acum sunt una. Și dacă din inima noastră nu s-a desprins al nostru,
celălalt este străin și neînțelegerea are deja temelie. Spunea o soră proaspăt căsătorită, s-a dus cu bărbatul la socrii, au venit și alții, era un moment special și la un moment dat când se uită în cameră, nu era decât ea și un ginere, deci un soț al cumnatei ei, pentru că părinții se retreseseră cu copiii ca pe vremuri. S-a uitat unul altul și a zis, noi suntem străini. Nu-i corect. Dacă lăsa pe tata și pe mama, de acum distanța între tine și băiatul tău, între tine și nora ta trebuie să fie aceeași, nu-i mai al tău. Dacă vrei să fii drept, dacă mergi pe principiul că sângele apă nu se face, asta e valabil la cei care sunt născuți numai o dată. La care sunt născuți din nou, nu se mai potrivește. Am auzit despre cazul unei mame nedrepte, care s-a dus în familia fetei sale dimineața și a constatat cu bucurie că are un ginere extraordinar de bun. Fata era încă în pat și ginerele pregătise micul dejun. Tocmai atunci vrea să o cheme. S-a întors acasă la bărbat și a zis, ce ginere avem, pâinea lui Dumnezeu. Uite cum se poartă cu fata noastră. Această familie însă mai avea un băiat care a trecut și el pe la soră sa în vizită și când a văzut cum se poartă cumnatul, așa frumos cu sora lui și a zis, când am să mă însor așa, am să fac și eu, când am ocazia și nu-s la servici. Și cu vremea s-a căsătorit și el și într-o dimineață când repeta faza cumnatului său, apare mama. Necăjită, că nora încă e în pat la ora asta. Și băiatul meu, el, bărbat, să pune pe masă. Care era diferența? Diferența nu era la familiile tinere. Diferența era la mama care n-a acceptat schimbarea. Va lăsa pe tatăl său și pe mama sa. A fost un caz când s-a dus o mamă rămasă orfană. A plecat băiatul de acasă și i-a spus la fratele păstor, zice, eu le-am dat o parte din casă cu acces separat. Dar zice, ce să vezi? Băiatul, sunt zile în care mă salută numai așa ca pe o soră din adunare. Merge și sărută nevasta și stă acolo cu ea zile în șir, ore într-una și la mine nici nu vine. Și la tată său. Dar zice, în mod special, el cu mine stătea de vorbă și venea. Și fratele întreabă, și ce vrei, soră, să se despartă de nevastă sa și să se cunune cu dumneata? E ceva normal. Asta face uneori ca să fie valabilă expresia pentru tinere luna de miere și pentru părinți de fiere. Trebuie însă să-i încurajăm și să-i sprijinim în toate acțiunile lor bune. Ei n-au încă experiență, chiar dacă au intenții bune. Însă, nu uita, ei nu fac parte din familia ta. Trebuie să-i ajuți, să-i îndemn. Dacă poți, împrumută-i tu să nu meargă la bancă. Fă tot ce poți. Dar respectă-le dreptul de a fi o familie. Aici vă amintesc cazul a doi bărbați din Israel, ultimii judecători, Eli și Samuel. Eli a încurajat pe cei ce voiau să facă binele. De exemplu, sub patronajul lui s-a dezvoltat micuțul Samuel. L-a îndemnat cum să se pregătească, Domnul să-i vorbească, stai în pat și zi vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dar tot Eli, când fiii lui erau porniți la rău, s-a mulțumit cu o mustrare seacă. Copiii, ce aud eu despre voi, nu-i bine. Și vine omul lui Dumnezeu în capitolul 2 din 1 Samuel și îl mustră aspru.
De ce ții mai mult la fiii tăi decât la slujba sfântă? Deci, el este tipul părintelui care este legat de copii, fie că fac bine, fie că fac rău, sunt ai noștri. Samuel este tipul de părinte care îndeamnă la bine, dar condamnă răul ieșind înaintea lui cu fermitate. Și-a pus copiii judecător, 1 Samuel capitolul 8. Dar când n-au fost demni de aceasta, a acceptat, chiar dacă a fost vorba de copiii lui, să nu mai joace rolul de conducător în Israel și să fie pus în împărat. A fost trup și suflet pentru Saul. Dar când Saul s-a abătut de la Domnul, i-a ieșit înainte cu mustrare. Și a zis, Domnul, rupe domnia din mâinile tale și o dă altuia. Deci, ca părinți, să rămânem elemente de referință. Nu ne vor asculta întotdeauna, dar să le spunem, dragii mei, asta e bine. Eu nu mă pot opune, sunteți mari. Sfatul meu este să nu faceți asta, cum ar fi, de exemplu, să se bage în bancă pentru datorie mare. Dacă fac ceva bun, încurajează-i. Dar o datorie tot rămâne. Asta este de o viață. Să mijlocim și să ne rugăm pentru ei. Poate avem mai mult timp să ne rugăm după ce pleacă de acasă. Că până atunci a trebuit tot să ne ocupăm. De aceea surorile în vârstă ajung la timpul maxim de dedicare în rugăciune. Samuel, că despre el am vorbit ca un exemplu pozitiv, zicea, conform și scris în 1 Samuel capitolul 12, versetul 23, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Dar el nu mai era conducător executiv. Așa rămân părinții. Ei să-i învețe calea cea bună și dreaptă și să se roage. Și de acolo încolo, tinerii vor face ce vor. Dar ca părinți suntem datori să-i învățăm. Iată două exemple. Unul din cartea Exod, Ietro, Moise și Sefora. În capitolul 4 este scris că după o ședere de 40 de ani la socrul său, a fost multă vreme ginere Moise, dar s-a împăcat bine cu socrul lui și când Domnul l-a chemat, este scris aici în versetul 18, Moise a zis socrului său, lasă-mă te rog să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. Ietro a zis lui Moise, du-te în pace. Apoi, în capitolul 18, aceeași carte, este scris că între timp Sefora se dusese la părinți. Citesc de la versetul 1. Și acum venea împreună cu tatăl ei, Ietro, la Moise care era în pustie după ieșirea din Egipt. Citim de la versetul 5. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorbe lui Moise să-i spună, eu, socrul tău, Ietro, vin la tine, cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat, s-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului. Și în ziua următoare, Moise s-a așezat pe scaunul lui de judecător de dimineața până seara. Și probabil seara, când nu au stat de vorbă, socrul lui l-a învățat. Dragul meu, ce faci tu nu-i bine. Nu că nu făcea ceva în voia Domnului, dar avea un orar supraaglomerat. Vorba cuiva. Nu știu cât de obiectiv sau de subiectiv a fost Ietro. Cât s-a gândit la oboseala ginerului său sau cât s-a gândit că nu mai are vreme de fata lui, de Sefora și de nepoți. Sunt valabile ambele părți. Dar vă rog să rețineți că socru n-a strigat sau să spună la Sefora. Deja va să laudă bărbatul de ochelii conducătorul țării. Dar nu știe cum să facă.
I-a spus lui cu respect, nu te mai poți băga să comanzi, că a făcut un perete cum nu-ți place ție și tu ești maestru constructor. Asta eventual, dacă va vrea să-l mute, dacă nu pune și ușa și geamul unde vor ei, te bucur că te lasă să te duci la ei, să te pui bine pe lângă ei, că vine vremea la bătrânețe să te îngrijească. Iată cum l-a sfătuit Ietro, citesc de la versetul 19, acum ascultă glasul meu, să-ți dau un sfat. Nu mai dăm porunci după ce se căsătoresc copiii, sfaturi. Și Dumnezeu va fi cu tine, fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinilor înaintea lui Dumnezeu. Versetul 23, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el și s-au despărțit cu bine, așa cum scrie aici în versetul 27. Celălalt exemplu este pentru surori, ca să fiți socre bune. Cartea Rut, capitolul 2, ne prezintă pe Naomi ce a fost un ajutor înainte și după căsătorie. Citesc de la versetul 22, după ce ea a aflat pe ogorul cui culesese în acea zi Rut spice, Naomi a zis către noră sa, este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicile lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Și cu alte cuvinte, vezi că fata ta a intrat într-un cerc bun, să-i spui, draga mami, auzi, rămâi în grupul acesta, să te duci în misiune cu oamenii aceștia, că din acel anturaj poate ieși o relație de căsătorie bună. Apoi, în capitolul 3 de la versetul 1, este scris, soacra sa Naomi a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dea un loc de odihnă și să fii fericită. Toate mamele gândesc așa, așa aș vrea să te văd măritată cu un bărbat bun. Și acum Boaz, a cărei slușnici au fost, nu este el rudă cu noi? Iată, era să vânturi la noapte orzul în arie și o învață ce să facă pentru ca să obțină dreptul de răscumpărare. Înseamnă că și mamele, așa indirect, pot să pună fetele în calea băieților buni, nu-i greșit, decât să o lași să cadă pradă unei curse. Recomandă un mediu bun, de unde se poate căsători. S-au căsătorit și a venit vremea când familia tânără a avut un copil, scrie în 4:13, Boaz a luat pe Rut, care a fost nevastă, l-a intrat la ea, Domnul a făcut-o să zămislească și a născut un fiu. Femeile au zis Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare a cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul, el va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut norăta care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Deci ajutor înainte de căsătorie și după căsătorie. Și când ai contribuit cu ceva bun, e ca și când ai acțiuni la firma aceea, știi, se cuvine dividende. Da, vezi, în continuare să pui mâna, că nepoții pe care îi ții în brațe când sunt mici, o să te țină ei de mână când ești în vârstă, probabil. O să te sprijinească sau cel puțin să-ți dea bastonul, dacă e mai încolo și ai nevoie să te ridici. Încheiem. Reafirmând nevoia de respect și de dragoste în familie. Respectul naște respect. Și dragostea creează cele mai bune relații. În 1 Corinteni, capitolul 13, este scris despre manifestările dragostei și sunt făcute niște comparații acolo. E scris că degeaba face cineva anumite servicii dacă nu are dragoste. E insuficient. Degeaba își dă cineva trupul să fie un martir dacă nu are dragoste. Și tot în aceeași epistolă este scris 16:14, tot ce face să fie făcut din dragoste. Asta în familie cu atât mai mult. Îngrijește-ți din dragoste părinții, la fel copiii. Și la rânduți te vei bucura de același respect. Ascultă-ți părinții și vei avea har la rândul tău. Și o concluzie finală peste toate aceste 10 lecții.
Fii un părinte după modelul lui Dumnezeu. Cel mai bun model de părinte e Dumnezeu. Și învață-ți copiii să se raporteze la tine ca părinte după rugăciunea Tatăl nostru. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 8 la 13, este această imagine care aș vrea să vă rămână emblematică după acest studiu. Tatăl vostru știe că aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Deci ca părinte, fii un tată ca Dumnezeu care știe de ce au nevoie copiii tăi înainte să-și ceară ei. Dacă ești un asemenea tată, atunci te poți aștepta copiii să se roage, parafrazat și transformat, rugăciunea Tatăl nostru să ți-o spună ca părinte. Tatăl nostru care ești pe pământ, în casă, sfințească-se numele tău, adică tată, aș vrea ca numele tău de familie și ca părinte să rămână de onoare. Și împărăția ta aici s-ar putea compara cu familia ta să fie un neam mare și de cinste. Facă-se voia ta între copiii mai mari și între copiii mai mici. Și apoi să spună copiii mai departe, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi că doar de la părinți vine pâinea în primii ani și toată viața părinții mai dau ceva la pâine. Și ne iartă nouă greșelile noastre, să spună copiii, că și noi ne iertăm între noi. Și ne mai ușor și ca părinți să iertăm când și ei se iartă și se împacă. Dar atenție! Și nu ne duci pe noi în ispită, nu întărătați copiii la mânie. Ci izbăvește-ne de cel rău, asta prin rugăciunile noastre de mijlocire. Copiii noștri vor fi izbăviți de cel rău. Și apoi în final să rămână respectul dat părinților până la moarte. Și noi toți să-L dăm lui Dumnezeu care îl merită. Slăvit să fie El. Amin.